Astăzi, în municipiul Drobeta Turnu-Severin, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local. 10 de proiecte importante au fost propuse pe ordinea de zi, printre care și reabilitarea a mai multor zone din oraș. Municipiul Drobeta Turnu-Severin este într-o continuă dezvoltare, datorită primarului Marius Creciu, care a dovedit un interes deosebit pentru rezolvarea problemelor comunității pe care o conduce. În cadrul ședinței ordinare de astăzi, au fost discutate și aprobate 10 de proiecte importante pentru cetățeni, care își propun ridicarea standardelor de viață. Au fost 28 de puncte pe ordinea de zi. Aș evidenția în primul rând faptul că astăzi am debarat procedura de achiziție, de licitație pentru două zone importante din oraș. Vorbim de zona Migdalului, undeva între Cicero și Toamnei, și în Gura Văi. Două licitații care vor prinde reabilitare parcări în zona respectivă, trotuare, căi de acces, spații verzi, atât în cartierul din Gura Văi, cât și în zona Migdalului din Turnu-Severin, zona Cicero. Erau necesare aceste investiții, oamenii le așteaptă de mult. Să sperăm că ne vom înțelege și cu cei de la gaze să fie în spatele nostru, eventual să ne sprijine să aducă gazul, dacă nu, măcar să ne lase pe noi să facem lucrul acesta. Am mai avut astăzi pe ordinea de zi câteva puncte prin care cei care locuiesc în zona ANL și-au manifestat intenția de a cumpăra. Legea le permite acest lucru. De asemenea, a fost dezbătută problema proiectelor aflate în derulare, care au fost puse în dificultate de creșterea alarmantă a prețului materialelor de construcții. Aduc în discuție și faptul că o parte din proiectele pe care le avem în momentul acesta necesită reevaluare și guvernul a venit și ne-a sprijinit, ajutându-i pe cei care construiesc, mărindu-le puțin valoarea investiții. Știți foarte bine, toate s-au mărit în ziua de astăzi, de la asfalt, beton, fier, și atunci guvernul a venit și i-a sprijinit pe cei care lucrează în momentul acesta printr-o ordonanță de urgență. Am venit și noi, am ratificat în ședința de Consiliu Local această ordonanță și îi sprijinim să poată să ducă lucrările la bun sfârșit. Țineți minte că am mai făcut cu dumneavoastră știre, discutam acum un an și ceva de faptul că încep să crească prețul materialelor de construcție. Din păcate, aproape s-au dublat și acum suntem obligați, atât noi, primăria, cât și guvernul, să venim și să adăugăm bani la investițiile inițiale. Primarul Marius Creciu a dovedit de-a lungul timpului că se poate face administrație în folosul cetățenilor, fiind cunoscut un om gospodar și implicat în comunitatea pe care o conduce. Proiecte importante au avut loc în Drobeta Turnu-Severin în toate domeniile. Acesta și-a dorit de la începutul mandatelor sale un viitor mai bun pentru severinenii de toate vârstele. Modernizarea infrastructurii rutiere și construirea de creșe și grădinițe sunt doar câteva dintre obiectivele edilului. De asemenea, Marius Creciu a realizat ample investiții în cartierele marginale ale orașului, astfel încât în fiecare zonă din Drobeta Turnu-Severin cetățenii să beneficieze de condiții la standarde europene.